Bună dimineața, bine v-am regăsit, suntem în direct. Iată, suntem la muncă, chiar dacă azi e sărbătoare, noi sărbătorim prin muncă, ca de obicei. Bună dimineața, Andreea. Bună dimineața. Cum a fost weekendul? L-am simțit că a venit într-adevăr vara. Am fost la ștrand sau am fost plecați, ba pe la plajă, ba ne-am răcorit cum am putut, fiecare pe la umbră, cu câte un pahar de ceva, băutură răcoritoare, un shake sau, mă rog, eu știu, altceva răcoritor, pentru că, într-adevăr, am simțit pe propria piele sezonul estival, pentru că noi și vara suntem pe val. Normal, și eu să știi că weekendul ăsta chiar am petrecut. După cum știi, Argeșul a mai rămas fără un burlac. Știi că Marian Mihai a spus adio burlăcii și s-a căsătorit cu Bianca în weekend și am fost la petrecere acolo, a fost foarte frumos. Îi urăm și noi Case de Piatră încă o dată. Ia uite, Alex deja dansează, știi, și-aduce aminte. A rămas de atunci. A rămas pe sistem. Am înțeles. Deci a fost un weekend superb, cu alte cuvinte, toată lumea s-a distrat, da, toată lumea a mâncat. Vineri ți-am spus că n-am planuri de petrecere, că n-am nimic, uite că s-a nimerit să fie. Ai văzut cum apare? Când fără nu să-ți aștepți. Dai seama, când nu te aștepți. Cum a apărut și vara, de altfel, pentru că nu ne așteptam la temperaturi de peste 30 de grade, unde am fost eu la Dunăre chiar 33 de grade Celsius și m-au mâncat în țarină, m-au rupt. Și pe mine m-au mâncat aseară și am fost acasă, n-am fost la nicio Dunăre. Cum stăm în următoarele zile, Andreea? Stăm bine deocamdată, la acest moment avem 14-15 grade Celsius în Pitești și un cer mai mult senin. Vom ajunge la o maximă de 30, chiar 31 de grade Celsius la orele amiezei, însă meteorologii spun că ploile nu ne vor ocoli nici astăzi, astfel că după amiază vom avea ceva precipitații însoțite de tunete, fulgere și ceva intensificări ale vântului. La fel spun că va fi și în zilele viitoare, însă este normal, sunt ploi de vară. Pregătoare ploi de vară. Ia spune, la meciul mare, finala de Roland Garros, ai văzut? L-am văzut. Bine, l-am văzut așa, mai stăm 5 minute, mă mai uitam, m-am enervat foarte rău. Nici o problemă, a jucat foarte bine. Felicitări, da. Simonei Halep pentru această performanță. Cu siguranță că la următorul turneu de Grand Slam va lua și trofeul. Oricum, a fost la mare înălțime, având în vedere statura ei, destul de chiar minionă. A jucat foarte bine și oricum pentru noi românii a câștigat. Nu contează că a bătut Șarapova. Așa e, e o realizare. Da. Așa e în tenis. 9 iunie de-a lungul anilor 1598, tratatul dintre împăratul Rudolf al II-lea și Mihai Viteazul, încheiat la mănăstirea Dealul, domnul țării românești, recunoștea suzeranitatea împăratului, iar Rudolf al II-lea se obliga să asigure subsidii pentru întreținerea armatei și recunoașterea caracterului ereditar al domniei. În 1848, pe 9 iunie, a avut loc începutul Revoluției Pașoptiste în Muntenia. Adunarea de la Izlaz, Ion Heliade Rădulescu citea proclamația de la Izlaz, recunoscută proclamație, programul Revoluției din țara românească. În 1856, Vasile Alexandrii publica în revista Steaua Dunării poezia Hora Unirii. În scurt timp a devenit imnul de luptă pentru unirea principatelor, imnul Unității Naționale Românești. În 1934, personajul de desene animate Donald, creat de Walt Disney, debuta pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă. În 1959 a fost lansat la apă George Washington, primul submarin dotat cu rachete balistice, iar în 2005, pe 9 iunie, Muzeul Memorial de la Sighet inaugura o nouă sală ce va face cunoscută vizitatorilor poezia din închisori, compusă de deținuții politici ai sistemului comunist. Ziua animatorului pentru Gemeni, pentru celelalte zori, veștile nu sunt prea îmbucurătoare, am înțeles? Oarecum, totuși e sărbătoare, de aceea aspectele planetare de astăzi pot să aducă întârzieri în realizarea proiectelor, precum și în recunoașterea meritelor personale. Mai mult, putem avea senzația unei vieți pline de evenimente și adrenalină, câteodată este nevoie și de așa ceva. Deci proiectele întârzie. Da, proiectele întârzie, dar adrenalina este la cote maxime. Noi sperăm să nu întârzie invitatul astăzi la misiune, invitat care am înțeles că sunt doi, de fapt, până la urmă, domnul Sorin Mazilescu, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș, va veni împreună cu o solistă de muzică populară și o să ne facă dimineața asta mai frumoasă, că tot avem e sărbătoare de Rusalii, avem petrecere și astăzi, rămâneți cu noi. După revista presei, slavă Domnului, avem și ziare, după revista presei și Zodiac, o să ne întâlnim cu invitații de astăzi a emisiunii. Rămâneți cu noi, o zi excelentă tuturor!
De pe site-ul epitești.ro aflăm că vinerea trecută, 6 iunie, a avut loc ceremonia de învestire a lui Florin Tecău în funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș. Deși inițial era anunțată prezența la eveniment a premierului Victor Ponta și a vicepremierului Daniel Constantin, cei doi nu au mai putut ajunge în Pitești, deoarece au primit delegații străine importante la Palatul Victoria. Nu au lipsit însă Constantin Nicolescu și Ion Mihăilescu, foștii președinți ai Consiliului Județean, parlamentari, primari, precum și doi dintre cei 6 contracandidații a lui Tecău. Este vorba de Mihai Diaconu de la PPDD și de Gheorghe Dinescu de la PNCCD. Judecătoarea Valerica Vârtopeanu, vicepreședintele Tribunalului Argeș, a dat citire sentinței de validare a mandatului de președinte al lui Tecău, sentința împotriva căreia nu a fost depusă nicio contestație. Ceremonia, care a început cu intonarea imnului de stat, a continuat cu depunerea jurământului de către președintele ales și s-a sfârșit cu luări de cuvânt. Am încredere în omul, în sufletistul Florin Tecău, la sigur de sprijinul meu în toate proiectele pe care și le-a propus, a afirmat prefectul Mihai Oprescu. Acesta este un moment important, începerea parteneriatului dintre Florin Tecău și argeșeni. Îl felicit pentru izbândă și la sigur că primarii sunt alături de el, a spus la rândul său primarul Piteștiului Tudor Pendiuc, președintele interimar al PSD Argeș. Îi salut pe predecesorii mei, domnii Ion Mihăilescu și Constantin Nicolescu, voi încerca să mă ridic la nivelul dumnealor și să-i reprezint de altfel pe argeșeni cu cinste, cu demnitate și cu onoare. Voi face ce am făcut și până acum, adică voi munci pentru a duce Argeșul în fruntea județelor țării, a declarat proaspătul președinte, dacă vreți, al Consiliului Județean Argeș, Grigore Florin Tecău. Și tot de pe site-ul epitești.ro aflăm că Ministerul Economiei a anunțat ieri că statul chinez ar fi interesat de realizarea unor investiții importante în România, inclusiv construirea unei autostrăzi de la Pitești la Craiova. Anunțul vine ca urmare a unei vizite pe care o delegație oficială a guvernului o face în aceste zile în China. Potrivit aceleași surse citate de Mediafax, chinezii sunt interesați și de privatizarea Oltchim Râmnicu-Vâlcea la pachet cu platforma petrochimică Arpechim din Pitești. Alte obiective care ar putea primi finanțarea din China sunt modernizarea și extinderea capacităților de producție la termocentrala Rovinar, dezvoltarea unităților 3 și 4 de la centrala nucleară de la Cernavodă, realizarea centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompă de la Tarnița și construirea tronsonului feroviar de mare viteză București-Constanța. Ministrul Economiei Constantin Niță s-a întâlnit ieri cu ministrul Comerțului din China, Gao Hukeng, în cadrul unei vizite oficiale Ningbo, cu ocazia conferinței ministeriale a ministrilor economiei și comerțului din China și țările Europei Centrale și de Est. Mai multe informații găsiți pe site-ul epitești.ro. Mai departe ne-au sosit ziarele, vă spuneam, și începem cu primul ziar sosit la redacție, și anume Atitudine în Argeș. Atitudine care este pe prima pagină cu o știre interesantă, Iani Popa cu stângul în dreptul, în direct, jonglând cu balonul partidului. Bebe Ivan, primarul Băbanei, a fost exclus din PNL. Bebe Ivan spune, s-a votat excluderea mea din partid, fără măcar să aibă răbdarea să mă asculte și pe mine, chiar aveam și eu ceva de spus. Câteva lucruri esențiale, pe aici, pe acolo. Pagina 9 vă oferă toate amănuntele, toate culisele acestei excluderi din PNL a primarului din Băbana. Marius Postelnicescu, vicepreședintele PNL Argeș, declară rezultatul inadmisibil în județul ce reprezintă leagănul liberalismului, trebuie să ne pună mult pe gânduri. Mai multe declarații găsiți în pagina a 8-a. Tot din Atitudine în Argeș aflăm că după 25 de ani de la Revoluție, comuna Corbi va avea în sfârșit rețea de alimentare cu apă potabilă în toate satele, iar primarul Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni, declară, trebuie să fie mulțumit pentru că media PNL-ului era de 6-7%, iar ei au luat 10% la europarlamentare. Horia Brenciu, show electrizant, vinerea trecută la un renumit restaurant din Pitești, găsiți toate culisele show-ului în pagina cu numărul 20. La Mioveni mai aflăm că 400 de copii au sărbătorit pedalând Ziua Mondială a Mediului și tot din acest ziar mai aflăm despre un concurs la primăria Pitești pentru ocuparea funcției de director al serviciului public, administrația domeniului public. Ingineriile financiare ale lui Chelo au fost demascate de acționarii minoritari Electro Argeș. Pe 26 iunie, Tribunalul Specializat Argeș va rejudeca dosarul Tudor Dumitru Electro Argeș. Întregul caz îl găsiți în pagina 3 din Atitudine în Argeș din această săptămână. Rusaliile, cea mai veche sărbătoare creștină împreună cu cea a Paștilor, la 50 de zile de după Paști, iată, creștinii ortodoxi și greco-catolici sărbătoresc pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile.
Duminica Cincizecimii sau Pogorârii Sfântului Duh, numită în popor și Duminica Mare, este sărbătoarea anuală a Pogorârii Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli, eveniment cu care se încheie descoperirea față de lume și de creația lui Dumnezeu, cel întreime. Ea cade întotdeauna la 10 zile după înălțare sau la 50 de zile după Paști, când a avut loc evenimentul sărbătorit și când evrei își serbau și ei praznicul. E totodată, dacă vreți, sărbătoarea întemeierii Bisericii Creștine, căci în aceeași zi, în urma cuvântării însuflețite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creștinism circa 3.000 de suflete care au alcătuit cea din tâi comunitate creștină din Ierusalim, nucleul bisericii de mai târziu. Însă mai multe detalii cu siguranță le vom obține din partea invitatului nostru, Sorin Mazilescu, ceva mai târziu, vă spuneam în emisiune. Atenție, indicatoare noi pe calea București, începând cu 1-6 iunie, prin grija de pe Pitești, în parcarea de pe calea București, s-a montat indicatorul rutier de restricție cu semnificația accesul interzis cu panou adițional, cu excepția riveranilor. Conform hotărârii Consiliului Local 210/2014, sancțiunea care se aplică celor care încalcă această prevedere legală este de 2-3 puncte amendă și 2 puncte penalizare la permisul de conducere. Agenții poliției locale acționează în zonă pentru prevenirea, informarea și sancționarea celor care nu țin cont de interdicția indicatorului. Se lucrează intens la prima parcare supraetajată din Mioveni, mai aflăm tot din atitudine în Argeș. Lucrările la prima parcare supraetajată din orașul Mioveni sunt în plină desfășurare. Aflăm că au fost turnate planșeele și stâlpi, iar structura de rezistență este realizată în proporție de aproximativ o treime. Tot din acest ziar, vreți locuri de parcare? Găsiți soluții. Tudor Peniuc, primarul municipiului Pitești, spune așa: îi așteptăm pe piteșteni să vină la noi cu scheme pentru spațiul unde se mai pot amenaja locuri de parcare. Îi rog pe piteșteni să studieze regulamentul de închiriere a locurilor de parcare, regulament care se găsește pe site-ul primăriei municipiului Pitești. Dacă sunt soluții, noi le punem cu siguranță în practică. Continuăm să răsfoim atitudine în Argeș și aflăm că după 25 de ani de la Revoluție, Comuna Corbi va avea în sfârșit rețea de alimentare cu apă potabilă în toate satele. Iată, continuă lucrările de modernizare a drumurilor și tot din atitudine în Argeș și aflăm că Iani Popa a dat cu stângul în dreptul, cum se spune. Vă spuneam că primarul Bebe Ivan a fost exclus din Partidul Național Liberal. Viața are întotdeauna prioritate. Încă din 2010, Poliția Locală Pitești a fost implicată în programul educațional Educația Rutieră, Educație pentru Viață, un program ce a vizat mai multe unități de învățământ din orașul nostru și care are ca scop prevenirea accidentelor rutiere în rândul celor mici. Pietonii, aflăm că reprezintă categoria cea mai importantă, cea mai numeroasă de participanți la trafic, fiind și cea mai expusă riscurilor la accident, mai ales în rândul copiilor. Și în acest an au avut loc astfel de campanii cu ajutorul poliției locale. Topul este următorul ziar sosit la redacție. Aflăm despre un argeșan care a fost mușcat de viperă, un bărbat din Cetățeni. Aflăm că a trăit sâmbătă după amiaza spaima vieții atunci când a fost mușcat de o viperă, numai intervenția rapidă a medicilor făcând ca acesta să rămână în viață. Aveți grijă când mergeți la picnic. Călușarii, aflăm că au făcut spectacol în centrul Piteștiului. Călușarii din Nolt au făcut drum până la Pitești pentru purificarea orașului. Tot din topul de astăzi mai aflăm că pentru depistarea cancerului de col uterin anul acesta, din nou femeile își pot face gratuit testul Papa Nicolau. Lavinia și Adrian Bughiu au făcut curunia religioasă. Sâmbătă a fost o zi cu adevărat special în viața directorului adjunct al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Argeș, Adi Bughiu. Acesta împreună cu aleasa inimii Lavinia au fost curunați religios, alături de ei fiind apropiații, rudele și prietenii. Reamintim faptul că în urmă cu o săptămână cei doi au fost curunați civil. Petrecerea a continuat până în zorii zilei de duminică, iar marea dorință a celor doi în momentul de față este aceea de a deveni părinți. Le urăm și noi casă de piatră și numai bucurii. 820 de locuri de muncă disponibile în județul Argeș și aflăm că se află, iată, pe locul 4 la nivel național în funcție de locurile de muncă disponibile pentru această săptămână. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă transmite că la nivelul întregii țări sunt înregistrate vreo 15.181 de slujbe, dintre care 820 sunt în județul nostru. 500 de cereri pentru pașapoarte aflăm că au fost depuse de la începutul anului în județul Argeș și tot din topul de
astăzi mai aflăm din ultima pagină că aproape o treime dintre români sunt de părere că băncile nu respectă întocmai regulile. De ce? Toate explicațiile le găsiți în ultima pagină a ziarului Top. În fine, ultimul ziar este sosit la redacție, este săptămânalul Gherila. Florin Tecău la ceremonia de investire în funcție de președinte al Consiliului Județean spune așa: vă asigur că împreună cu echipele de tehnicieni de la nivelul Consiliului Județean ne vom face datoria față de cetățenii județului. Tot din acest ziar mai aflăm că premierul Ponta a semnat proiectul pentru Ghițu Molivișu și aflăm detaliile în pagina a doua. Privatizarea al Pechin Mall Chim a fost amânată din nou și că peste 400 de copii la Ziua Mondială a Mediului au fost prezenți la Mioveni. De ce alegem să divorțăm la notar? Găsim explicațiile în pagina a patra. Gata, cam atât cu ziarele de astăzi. Ne grăbim astăzi pentru că avem o emisiune ceva mai special, așa, Andreea, mulțumesc pentru ajutor, așa că o să-ți predau legătura pentru Zodiac. Bine v-am regăsit, haideți să vedem ce ne rezervă astrele pentru astăzi. Berbec, situația financiară nu trebuie să vă îngrijoreze. După amiază, partenerul de viață primește o sumă importantă. Vă recomandăm totuși să fiți prudent în relațiile cu prietenii. Taur, este posibil ca astăzi să vă fie ceva mai greu din cauza neînțelegerilor cu un partener de afaceri. Nu este cazul să fiți pesimist. Un prieten vă ajută să rezolvați o problemă financiară ceva mai dificilă. Gemeni, s-ar putea să nu aveți spor în activitățile intelectuale, nu sunteți în cea mai bună formă și nici inspirație nu prea aveți. Pe plan sentimental, se pare că totul merge extrem de bine. Rac, la serviciu încercați să nu vă amestecați în problemele care nu vă privesc. În caz contrar, riscați să suferiți un eșec care ar putea să vă marcheze pe termen lung. Leu, aveți tendința să vă asumați prea multe responsabilități. Atenție și în afaceri, pentru că este posibil ca o persoană de încredere să încerce să vă atragă într-o cursă. Fecioară, evenimentele neprevăzute care apar de dimineață vă dau peste cap tot programul de astăzi. Vă recomandăm să nu vă pierdeți încrederea, situațiile dificile sunt trecătoare și va urma o perioadă favorabilă. Balanță, nu vă impacientați dacă nu reușiți să rezolvați o problemă financiară. Dacă aveți răbdare, veți reuși să depășiți și această perioadă dificilă. Scorpion, intenționați să începeți ceva nou, dar sunteți prea nerăbdător. Graba strică treaba. Vă sfătuim să evitați discuțiile în contradictoriu. Săgetător, astăzi nu sunt recomandate întâlnirile cu prietenii și nici deciziile importante în privința relațiilor sentimentale. Vă sfătuim să vă concentrați asupra activităților intelectuale. Capricorn, de dimineață este posibil să fiți supărat din cauza piedicilor care vă provoacă întârzieri. Nemulțumirile și nervozitatea pot să vă pună într-o lumină nefavorabilă. Vărsător, sunteți hotărâți să rezolvați mai multe treburi deodată, deși la prima vedere este imposibil. Reușiți grație talentului organizatoric și optimismului care vă caracterizează. Pești, astăzi ar putea să vă nemulțumească tot ce se întâmplă în jur. Suportați greu glumele colegilor, aveți impresia că munciți mai mult decât ceilalți, iar șefii nu observă acest lucru. Atât cu zodiile pentru astăzi, Marian. Mulțumim frumos, Andreea. Persoane născute pe 9 iunie știu să simtă pulsul publicului, dar adesea ele vor stabili cum stau lucrurile în cadrul societății sau familiei. Nativii pot fi visători, nerealiști sau pot fi persoane pe care nu te poți baza. Însă prin felul lor de a fi, ei știu cum să tragă foloasele de pe urma dorințelor și gândurilor celorlalți. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, aveți o săptămână frumoasă, o zi excelentă. Rămâneți cu noi, avem o surpriză în câteva momente.
Bravo! Cel mai frumos dar din lume este că te avem în această dimineață pe tine, Cătălina Antun, câștigătoarea concursului Mugurii Folclorului Argeșan, alături, evident, de doctorul în folclor, domnul Sorin Mazilescu, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș. Bună dimineața, amândurora! Bună dimineața și bine v-am găsit! În primul rând, felicitări pentru tine, Cătălina. Mulțumesc! Pentru trofeul câștigat, Mugurii Folclorului Argeșan. Domnule director, ne povestiți puțin cum a fost la marea sărbătoare a acestui eveniment, Mugurii Folclorului Argeșan, de acum două săptămâni, dacă nu mă înșel. Nu, o săptămână, mai exact pe data de 31 mai, într-o sâmbătă, ediția 8-a, sunt lucruri deosebite pe care noi încercăm să le facem pentru acești copii. De fapt, Consiliul Județean Argeș, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș, a organizat acest concurs din dorința de a-i găsi la nivelul comunităților locale pe cei mai buni copii care ulterior să reprezinte Argeșul în diferite concursuri județene, naționale și, de ce nu, internaționale. Această fază finală a fost precedată, fază finală din 31 mai a fost precedată de faze zonale. Fiecare comună întâi își face un calcul să-i identifice pe cei mai buni copii și să-i trimite nouă. În final au intrat 33 de copii și aceștia au fost acompaniați de un taraf din orchestra noastră Doina Argeșului, condus de maestru Virgil Iordache. Pentru a le da încredere, să știți, acești copii nu au această experiență de a cânta cu orchestră sau cu taraf. E foarte un prim pas. Da, e un prim pas și de aceea încercăm să-i obișnuim acolo se vede valoarea copiilor, dacă știu să intre, dacă știu să se armonizeze cu orchestra. Cătălina a făcut acest pas și iată, prin vocea pe care o are, o voce deosebită, o fată venită de la Ștefănești. Vreau să întreb înainte. A câștigat marele premiu. Cum a fost, Cătălina, concursul? Ai avut emoții? Nu ai avut? Bineînțeles, orice artist pot spune că are câteva emoții acolo. M-am pregătit foarte bine și nu mă așteptam, sincer, să câștig acest concurs. E spune tu de la ce vârstă când? Apropo, ce vârstă ai? Câți ani? 14 ani. 14 ani, mulți. Eu când de la o vârstă foarte fragedă, încă de mic, am adorat portul popular și pot să spun că port cu fală acest costum. Se vede că stă și foarte bine, pe lângă faptul că Mulțumesc. Ai o voce superbă, îți stă foarte bine în costum. E și foarte vechi popular, costumul, și vedeți? Foarte vechi. Domnul director, bănuiesc că dumneavoastră știți multe detalii despre acest costum. De la străbunica mea mi l-a lăsat și îl port foarte și are o valoare sentimentală pentru mine foarte mare. De la ce vârstă spuneai că tu ai început să cânti? De mică. Vedeți, toți copiii, interesant e ca familiile lor să le croiască un drum în viață. Văd care le sunt aptitudinile, care le sunt calitățile și să le creioneze într-un fel această cale. A avut cu siguranță o familie care a susținut-o. Să știți că calea asta a muzicii populare nu este așa... Oșenești vreun talent? Așa ușoară. Cum a intrat muzica asta populară în sufletul tău? Ascultând la televizor încă de mică, cântam prin casă. Și tu cântai prin casă? Da. Și cântau prin baie. Hey. Și mi-a plăcut foarte mult. Mereu când aud o orchestră, parcă mă simt în altă lume. Drept dovadă și faptul că ai câștigat concursul Mugurii Folclorului Argeșan, ai voce, ai prezență scenică, ai tot ce trebuie și ai, într-adevăr, marele ajutor, ai Bine cine înțeles, să te promoveze. Și vreau să mulțumesc de invitație domnului Mazilescu. Da, vedeți, și un merit foarte mare îl are și profesorul pe care Cătălina îl are la clasă. Dacă observați acum, observând mult mai atent, este stilul Mihailei Chirițescu, profesoara cu care ea face, și aceeași voce, aceeași tonalitate. Vedeți, și piesele pe care ți le alegi trebuie să fie piese care să facă parte dintr-un repertoriu anume. Noi în general și le spunem și copiilor, promovăm folclorul din Argeș și din Mușcel. Într-o primă fază nu ne opunem, trebuie să cunoști, să ai un repertoriu vast din toate zonele țării, dar în
momentul când particip la concursul în Argeș, și asta încercăm să le sugerăm tuturor copiilor, vină cu piese din Argeș, tocmai pentru a ne diferenția. Și ați cultivat tu vocea ta, pentru că fiecare are un stil. Dacă vii din Maramureș și ai un anumit stil, din Banat un anumit stil, noi suntem argeșeni, mușceleni aici și trebuie să ne promovăm acest stil, cel puțin la noi în județ și zic eu și peste granițele județului, pentru că trebuie să ne identificăm, să avem patina noastră. Noi avem un timbru special, iar Cătălina nu face rabat. Cătălina, Mugurii Folclorului Argeșan a fost primul concurs la care a participat? Bineînțeles că nu. Te rog, atunci dezvoltă. Am participat și la Festivalul Internațional Sus pe Argeș la Izvoare. Am trecut preselecția fiind singura din județul Argeș. Am participat la concurs alături de alții copii. A fost până la 18 ani vârsta limită, din China, Serbia, Bulgaria, de peste tot din țară, și am obținut mențiune. Ne-ai descurcat de minune, având în vedere elita mondială, elita europeană, cu asemenea participare, să obții mențiune, cred că a fost un loc destul de meritos. Și nu te oprești aici, cu siguranță. Bineînțeles că nu, acum am planuri chiar mai mari de viitor. Mi-ai anticipat următoarea întrebare. Ce urmează? Alte imprimări, spectacole, concursuri și o pregătire cât mai bună. Vedeți, trebuie să investească, familia trebuie să investească în ea. În primul rând, nu poți să te prezinți nici la televiziune dacă nu ai un repertoriu destul de bogat, adică mă refer cel puțin la nivel de imprimare. Aici nu există posibilitatea să cânti live. Nu ai niciodată posibilitatea în studio de televiziune să aduci o orchestră sau un taraf. E foarte greu dacă poți să le aduci, să le amplifici și așa mai departe. Iar ei trebuie să meargă în studiouri, iar în zilele de astăzi costurile sunt destul de mari. Imperate, da, ei trebuie să, părinții trebuie să aibă o susținere financiară destul de bună, pentru că iată, ulterior va câștiga. Vorbeam de și înainte de Simona Halep, a investit de mică, au investit părinții în ea și iată, a câștigat. Mulți se întreabă ce a făcut pentru acești bani, 850.000 de euro. Păi a muncit de mică. Asta este. Noi trebuie să-i arătăm pe acești copii ca model, pentru că trebuie să plece și alții pe calea lor. Asta este și, asta este și rolul instituției noastre, menirea instituției noastre, să îi promovăm pe acești copii. Consiliul Județean Argeș și îi premiază cu premii în bani și susține la licee de muzică sau la diferite concursuri din țară, plătindu-le lucruri de care ei au nevoie, transport poate sau cazare sau ceva de genul acesta, ca să reprezinte Argeșul. Cu cât avem mai mulți copii, cu atât șansa ca noi să fim cunoscuți pe plan național și internațional este mai mare. Mâine, poi mâine, auzim și de Cătălina Antorn că a câștigat nu știu ce concurs, nu știu ce trofeu internațional și ai câștigat și tu o sumă mare de bani și atunci o să fii pe deplin mulțumită. Munca ta va da cu siguranță roade. Spune-mi, te rog, crezi că ai făcut suficiente sacrificii pentru a ajunge aici? Niciodată nu sunt suficiente sacrificii. Acestea trebuiesc făcute și iar nu regreți de aceste lucruri pe care le faci. Cine te-a ajutat cel mai mult să ajungi să cânți? Bineînțeles, părinții și doamna profesoară. Fără ajutorul dumnei nu aș fi ajuns la nivelul acesta. Mihaela Chirițescu. Mentorul tău cine a fost? Ai avut un mentor? Mihaela Chirițescu, domnișoara profesoară. Și domnul Mazilescu. Bineînțeles. Stânga ta. Da, dreapta. Cum să vă spun, menirea noastră, mă repet, a instituției este de a-i găsi prin intermediul directorilor de cămine culturale, prin intermediul oamenilor de cultură din comunitățile locale, din cele 102 localități. De a-i găsi și de a-i alege pe cei mai buni dintre cei buni. Ulterior, cu ajutorul nostru, cu ajutorul lor, cu ajutorul familiilor, cu ajutorul oamenilor de bine, ei ușor, ușor încep să urce pe această scară a cântecului popular, să se promoveze și vor veni și evenimentele, dar întâi trebuie să ai o bază foarte solidă, o pregătire deosebită, exact. Și vor veni evenimentele și automat și partea financiară, pe care ea va trebui, o mare parte din partea financiară va trebui investită tot în promovarea ei. O mare firmă de publicitate spunea, dintr-o sută de lei, 80% din acești bani investesc în promovare. Deci iată, vă dați seama, se rostogolesc, da, și aduc, investești bani și acești bani aduc alți bani prin reclamă. Deci așa trebuie să facă și ea, să găsească și alte costume, să se schimbe, sunt anumite zone, să reprezinte, să aibă o paletă diversă. Dar cu siguranță ea va avea un drum frumos. Văd și cum vorbește, da, și cum vorbește și cum se exprimă și sufletul omului contează foarte mult. Energia pozitivă pe care o degași, corect. Spune-mi, Cătălina,
hobby-ul tău, în afară de acest, de muzică, de faptul că tu cânți, mai ai și alte... Dansurile populare, bineînțeles. Hobby-uri? Dansuri populare? Da. Cânți, dansezi? Și să învăț, îmi place. Nu-ți place că îți place și călătoriile? Bă, da, și... da. Chiar am fost plecată în turnee. Dăm câteva nume, pe unde Bulgaria, Serbia și urma să plec în Letonia, dar datorită examenelor naționale pe care urmează să le dau. În clasa 8-a. În clasa 8-a, da. La școala numărul 1 din Ștefănești. Da. Cum este primit folclorul nostru autentic românesc în afară? Foarte bine. Este apreciat, da, la justa lui valoare. Profesorii de acolo sunt chiar mândri că fac parte din școala lor și la orice eveniment, când am solicitat să absentez de la școală, nu, da. Deci ai fost motivat, cu alte nu ne-am motivat. Domnul director, după Mugurii Folclorului Argeșan, ce planuri, ce gânduri aveți cu micuța Cătălina Anton? Numai 14 ani, abia așa la buletinul. Și a câștigat școală. Eu acum urmează această cale a promovării. În primul rând, trebuie să imprime câteva piese cu un taraf tradițional. Primul lucru, când am discutat cu ea, ai înregistrare în care stai și un țambal și un contrabas, pentru că, în general, nu promovăm pe copiii care înregistrează cu o orgă. Nu sunt instrumente tradiționale. Și se aude mult mai bine cu orchestră. Categoric. Și acum totul depinde de ea. Noi am deschis calea, a câștigat un premiu. În sărbătorile Argeșului și Mușcelului de la sfârșitul lunii august o să o vedeți și o să fie premiată atunci de către conducerea Consiliului Județean Argeș în piața Vasile Milea. Și totul aici depinde numai de ea. Noi o să o susținem, să ne ceară ajutorul. Unde sunt concursurile din țară, noi ca instituție primim aceste invitații. Le distribuim cu prioritate pentru cei care au câștigat concursuri județene. E și normal să ne trimitem noi acum cei mai buni copii acolo care să ne reprezinte și ea să facă cunoscut județul Argeș în țară și, de ce nu, iată, prin festivalurile la care participă și cu ansamblu de dansuri să ne facem cunoscuți și în afara granițelor noastre. Este un prim pas foarte bun, la timpul necesar, pentru că e o vârstă foarte bună, vocea este foarte bună, o să mai intervine mici schimbări de schimb vocii datorită vârstei peste câțiva ani, dar dacă știe să-și o cultive foarte bine, acestea vor trece mai puțin observate. Eu știu că va gestiona, cred că va gestiona foarte bine această situație împreună cu cei care o susțin și va reuși să ajungă acolo unde își dorește. Pe cine apreciezi, pe cine iubești cel mai mult din muzica populară românească? Pot să spun că Maria Ciobanu este o privighetoare a cântecului românesc. Doar așa îi se spune. Da. Și sper într-o zi să ajung și eu la fel ca dumnei. Poate că nu chiar la fel, dar... Cel puțin la același nivel. Să dea bunul Dumnezeu. Da. E bine că avem rezuințe foarte ridicate. Are aspirații și, sigur, într-adevăr, e foarte bine. Asta trebuie să ne punem anumite ținte în viață, anumite trepte pe care trebuie să le urcăm, să avem aceste linii la care trebuie să ajungem. Și e foarte bine, a ridicat ștacheta foarte sus. Zilele acestea au fost și sunt în continuare zile de sărbătoare. Am avut sâmbătă moșii de vară, sunt rusalile, astăzi iarăși o mare sărbătoare. Ai cântat pe undeva? Ai fost prezentă pe vreo scenă? Încă nu și nu e bine să abuzez așa de mult, să particip la prea multe evenimente. E mică, trebuie să învețe încă, trebuie să bine foarte... Trebuie să am un repertoriu foarte bogat, ceea ce eu încă m-am apucat de studiu foarte mult acum și foarte intensiv după câștigarea acestui premiu, pentru că am văzut o încurajare foarte mare din partea domnului Mazilescu și... Să arăt și eu recunoștința. Dar nu trebuie nici să neglijeze partea cu școlară. Școala, pentru că, sigur, acolo este baza, ea trebuie să-și continue cariera, să facă un liceu de muzică sau ce-și dorește, dar neapărat o facultate de muzică dacă vrea, pentru că în lumea aceasta trebuie să știi și să descoperi notele muzicale, pentru că să vezi anumite partituri pe care să le descifrezi și să știi efectiv din ce parte face repertoriul, din ce zonă. Sunt anumite elemente de cultură generală pe care trebuie să le învețe. Ai carte, ai parte, știi cum se spune. Trebuie să te ajută foarte mult învățătura, trebuie să cunoști, trebuie să știi, să înveți și așa mai departe. Și cu siguranță că vei ajunge o mare stea muzicii populare românesc. Cătălina, spune-mi, te rog, tu ești din Ștefănești. Da. Unde mergi când mergi la țară, la bunicii tăi? La o localitate în apropiere. Tot la în bunici. Argeș. Da, tot în Argeș. Unde mai exact? Corbi, poate, la că corbi. Mai am și bunici acolo. La Corbi. La Corbi, interesant. Spune-mi, te rog, acolo se mai păstrează acele tradiții? Da. Se tot vorbește de sărbători, de rusalii, de Crăciun, da, da, da. De și acolo Paște chiar și cu
Oile, se păstrează tradiția. Ciobănit, urcat oilor la munte. Îl avem pe domnul doctor în folclor alături, care cu siguranță o să ne vorbească acum și de moș, și de vară, și de rusale, și de sânzinele și așa mai departe. Ia spuneți-ne, domnul director, cum ce tradiții se păstrează de rusalii și nu se mai păstrează și așa mai departe. Da, astăzi este o zi mare, de fapt, ieri și astăzi, această sărbătoare a rusalilor, și noi și catolicii sărbătorim această sărbătoare foarte interesantă și cunoscută în tradiție cincizecimea. De ce? Pentru că se întâmplă la 50 de zile de la marea sărbătoare pascală. Vedeți, în tradiția populară sunt văzuți nou încheși, vestiți, buni, grațioși, datorită minunilor pe care ei le fac. Se spune că în Joia Mare sufletele morților părăsesc mormintele în Joi Mari, cunoscut în tradiția populară, iar aceste suflete bântuie timp de 50 de zile prin locurile pe care ei au, prin locurile pe care, pe unde le-au bântuit, pe unde ei au trecut, pe unde, în locurile unde au trăit, efectiv, să-și reamintească. Se spune că zboară. Am întâlnit în unele zone din sudul județului, își transformă sufletul în vrabie și zboară în aceste locuri pentru aducere aminte. Oamenii, ca să poată să-i întoarcă, cei care sunt vii pe pământ, ca să poată să-i întoarcă în mormintele lor, le pregătesc mormintele, le îmbracă, le sapă, le împodobesc cu flori, iar în această sâmbătă a rusalilor, cunoscută în tradiția noastră ca și sâmbăta moșilor, le oferă această posibilitate de a dărui și de a se întoarce de acolo unde au plecat. Ce vreau să spun? În tradiție avem și sărbătorile babelor, de care noi am vorbit. Iată și moșii, atât moșii de iarnă cât și moșii de vară. Deci numai luna martie sunt babele. Este totuși o diferență. Moșii de iarnă, vreau să vă spun, în moșii de iarnă facem o pomenire și o dăruire pentru cei morți din familiile noastre în postul păresimilor. De fapt, se face această împărțire în sâmbăta de dinainte de intrare în postul păresimilor sau postul paștelor, de a lăsa sec de carne, cum este cunoscut în tradiția noastră populară. Moșii de vară sunt moșii cărora noi le oferim aceste cadouri pentru moșii și strămoșii noștri necunoscuți. Dacă la moșii de iarnă știm efectiv pentru cine împărțim, cui împărțim, aici exact ca și soldatul necunoscut din îl sărbătorim, cel care a murit în război și este înmormântat într-un mormânt bine amenajat. Și vreau să spun întotdeauna, în tradiția populară s-a păstrat cifra 7. De ce? Întotdeauna se păstrează și se împarte, că vorbeam de împărțit, toți oamenii, toți cei care au credință în Dumnezeu și care cunosc această rânduială, sâmbătă au făcut aceste împărțiri de oale, strachii, parfurii, dar atenție, de lut și rânduri de câte 7. În tradiția populară s-a stabilit acest rând de 7, deci cel mai mult 7 ori 7, 7 rânduri a câte 7. Oale, adică cel mai mult 49. De obicei, fiecare familie împărțea cam două rânduri, cam 14, pentru și datorită posibilităților financiare, dar fiecare zi reprezintă o oală, fiecare obiect reprezintă o anumită zi mai exact, și de aceea se împărțea câte un rând de 7 pentru fiecare zi a săptămânii. Am participat în zona noastră și la Coșești, de unde ne tragem, și eu și soția am participat la acest fenomen foarte interesant și încă este viu în lumea rurală acest lucru, și pe mine nu face decât să mă bucure. Și vreau să spun un alt aspect. Din păcate, lucrurile s-au cam diluat în ziua de astăzi. De ce se împărțeau? De ce împărțeau moșii și strămoșii noștri strachin, oale, farfurii din lut? Pentru că se spunea că din pământ am venit și în pământ trebuie să ne facem lăcași de după moarte. Acum, ca și în viață, vedeți dumneavoastră, împărțim și când din plastic și lighiane din fiecare și are și în funcție de posibilitățile financiare. Dar atunci se respecta cu sfințenie. Erau cei drept și foarte multe centre de olărit în județul Argeș, mă refer aici la Curtea de Argeș, și un centru renumit la Coșești, la Bălilești, Vlădești, pe Bratia,
la Pietroșani, Vărzăroaia, pe râul Doamnei, erau câteva centre și se nu întâmplător, de foarte mulți din anii 70, în mijlocul Piteștiului de Înălțare se făcea acest târg de moși. Se dădea posibilitatea celor care doreau să cumpere farfuriste, chinoale și așa mai departe, urcioare, să vină să le cumpere de la cei care le făceau. Muzeul Golești împreună cu instituția noastră a organizat ani de zile și acum se organizează, dar din păcate, așa cum ai spus, se diluează lucrurile și intervin și alte obiecte în aceste târguri și ne îndepărtăm puțin de la tradiția noastră. Însă prin instituția dumneavoastră pe care cu succes o conduce, să încercați să păstrați și să conservați aceste tradiții și să le continuați să le promovați. Aveți în alte zone, nu știu cum se mai... Vedeți, dumneavoastră, noi avem două zone foarte reprezentative. Avem zona de nord, unde s-a conservat foarte bine, dar și zona de sud are anumite lucruri foarte, foarte, foarte interesante și vorbeam aici de Rusalii. Să știți, în zona de sud, pe Valea Dâmbovnicului, se puneau la strașinile caselor colivă și apă, iar sufletul celor morți venea în zbor, în schimb de pasăre, de vrabii, așa cum mai spuneam, și ciugulea atât coliva și se ospăta și cu apa respectivă să-și aducă aminte de locurile pe unde au trecut aceste suflete. Și încă ceva foarte interesant, tot în zona de sud, a treia zi după Rusalii, se spală picioarele, dar atenție numai celor care, știți că și Iisus Hristos, de fapt Maria Magdalena a spălat toate picioarele celor care, și lui Iisus Hristos și a celor din încăpere. Același lucru s-a moștenit și la noi, dar numai pe linie masculină. Se credea că persoanele de puritatea omului, iar gospodina casei respective, începând de la cel mic până la cel mare, deci asta era ordinea, de la cel mic până la cel mare, spăla picioarele fiu, tată, bunic, unchi și așa mai departe, iar celui din urmă îi dăruia codrul de săpun și un caier de lână acestuia, tocmai din dorința de a avea o continuitate în timp. Și n-aș vrea să uit de Rusalii. O secundă, vreau să o întreb pe Cătălina, se păstrează și la tine acolo la Corb, la țară, aceste tradiții, da, și obiceiuri? Ai fost sâmbătă, părinții tăi au împărțit? Nu, am fost acolo, am fost la Ștefănești, dar au împărțit și exact cum a spus și domnul Mazilescu, se păstrează aceste tradiții. Tu mai ai frați, surori? Am uitat să te întreb. Da, doi frați. Doi frați, să-ți trăiască. Ei cântă și ei? Nu. Sunt singura din familie. Ești singura? Da. Felicitări atunci, înseamnă că ești privilegiată din start. Deci se păstrează aceste tradiții și ce urmează acum, domnule director? Vedeți, dumneavoastră, vorbind de Rusalii, ele de zâne, așa cum sunt cunoscute în tradiția... Vine 24 iunie, da, sunt zienele. Cum sunt cunoscute în tradiția populară, dar acestea sunt aducătoare de rele, să spunem, le cunoaștem în tradiția noastră. Ielele. Ca să poți să... Avem trupul care poate fi vindecat de către medici, dar sufletul nu poate fi vindecat decât de jocul cărușarilor, decât dacă vătaful sare peste tine. Și aici avem o întreagă tevatură, să știți, din 2005 cărușul a intrat în patrimoniul UNESCO, de fapt a fost o întreagă tevatură alături de alte 82 de astfel de lucruri deosebite din toate țările planetei. Am reușit să pătrundem și noi cu cărușul și vreau să vă spun, până în anii 50 se ținea cu sfințenie. De ce? Se adunau cu 24 de zile înainte de căluș. Era vorba de stratul Rusalii. Este o sărbătoare în calendar care se numește stratul Rusalilor. Se adunau călușarii, se dezbrăcau și făceau un anumit ritual. Iar această sărbătoare, care durează aproape 8 zile, din sâmbăta moșilor, când ei merg și colindă, efectiv, și săptămâna toată aceasta care urmează, avea un ritual extraordinar. Își împodobeau bâta de alun sau de tei cu usturoi, cu pelin. Ce este interesant, nu aveau voie să se apropie în această perioadă de soții, de iubite, de nicio persoană de sex feminin. Și de aceea erau unele case în care ei dormeau, de regulă dormeau la vătaf. Vătaful trebuia să fie unul foarte puternic, cel mai bun la trântă, cel mai bun călușar, cel mai bun dansator care să realizeze. Dar și mutul, care este personajul ce vine din zona preistorică, trebuia să fie un foarte bun dansator, un foarte bun om de circ, dacă pot spune, pentru că trebuia să facă tumbe, trebuia să știe să mânuiască foarte bine sabia și nu oricine putea să fie mut, pentru că ai o anumită îmbrăcăminte, trebuie să porți falusul, să atingi femeile, pentru că în această perioadă femeile care
care aveau o problemă în a face copii pot fi dezlegate prin această prelungire a mutului și lucrurile, să știți, se țin foarte bine. Dansul cărușarilor, am fost ieri, de exemplu, la Hârsești, a fost o sărbătoare foarte mare, o întrecere de călușar de înălțare, am fost la Stolnici, iarăși o întrecere a călușarilor din județele Argeș și Olt. Deci e bine că se păstrează în zona de sud, Hârsești, Mârghia, și să nu uităm de Londra în 1935, când călușarii duși, de fapt o reprezentativă a zonei de sud, duși de marele etnomuzicolog Constantin Brăiloiu, au făcut senzații. Și vreau să spun o singură paranteză, fac. Nu s-a urcat pe scenă până nu le-a adus frunze de usturoi ca să împodobească, pentru că ei știau foarte clar că ei se urcă un anumit ritual și trebuie să alunge spiritele rele. Eu vreau să vă zic, apropo de călușari, pe drumul de la Corabia la Pitești, că am fost plecat în weekend la Corabia, am întâlnit două grupuri de călușari în două localități diferite și chiar m-am bucurat foarte tare văzându-i și într-adevăr, așa cum spuneați dumneavoastră, au cântat, au dansat, au făcut un adevărat spectacol chiar în mijlocul șoselei. S-a oprit circulația, așa se întâmplă. S-a oprit circulația, da. Ți-ar plăcea și ție? Sau de fapt tu știi să joci acest dans al călușarilor? Nu știu, dar îndrăgesc acest dans. Iubești și îndrăgești. Da, da, da. O să te vedem, pare și dansând la o vreme. Ai spus că îți place tare, foarte tare și dansul. Vedeți, fiecare un călușar de rând trebuie să poarte 7 bete, iar vătaful 9 bete. Sunt anumite lucruri foarte bine stabilite de către ei. Trebuie să se adune la o fântână în afara satului. Au anumit ritual. Din păcate, eu ceea ce am observat, lucrurile se diluează. Pentru că tinerii de astăzi nu mai simt acest ritual. Ei dansează pur și simplu din inerție. Da, mecanic, asta este ideea. Mecanic, deci nu mai simple. Și spuneam la sărbătoarea de la Stolnici, nu aveți acea simțire, dansați că trebuie să dansați, dar să mergi dincolo de ritualul acestui căluș, dincolo de dans, efectiv, și să vezi ce reprezintă călușul în sine, atunci tu trebuie să conștientizezi ceea ce faci și atunci îți dai seama de importanța pe care o are vătaful, de importanța pe care o are ajutorul de vătaf, mutul. Din păcate, mutul a și dispărut din tradiția noastră. Foarte puțin mai au mut. Și atunci când vom conștientiza, ne dăm seama de importanța pe care o are acest dans ritualic în conștiința românilor. Cătălina, o să ne pregătim în scurt timp să încheiem această emisiune și evident cu o ultimă piesă de-a ta. Ce n-ai pregătit? Am pregătit o melodie mai veselă, mai ritmată, se numește Pe plaiul Argeșului. Înainte de a cânta, aș vrea să te mai întreb un singur lucru. Care este mesajul pe care îl transmiți tuturor argeșenilor iubitori de folclor autentic? Să se promoveze cât mai mult această muzică, dar să nu se ducă în partea cealaltă, să păstreze folclorul autentic, tradițional, costumele la fel și melodii muntenești. Fiecare din regiunea lui, ce știe să cânte mai bine. Normal, firesc. Ca să promovăm cultura și tradiția din Argeș, trebuie să la concursuri să ne prezentăm cu melodii muntenești, să reprezentăm zona. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule director. Vă doresc mult succes. Mulțumesc și eu, succes și dumneavoastră. Mulțumesc, felicitări și mult succes. Mulțumesc. În continuare, Cătălina Anton. Doamnelor și domnilor, încheiem această emisiune. Ne vedem și de la ora 16 în această zi de sărbătoare. Evident, ultima piesă îi aparține câștigătoarei trofeului Mugurii Folclorului Argeșan, Cătălina Anton. La revedere, pe mâine dimineață.
când e